iarăși povestesc un pic despre mare atenție la trafic, mare atenție la ceilalți. De ce zic mare atenție la ceilalți de fiecare dată? Pentru că tu trebuie să vezi în ansamblu ce se întâmplă. Da, tu trebuie să ai grijă ca să te poți feri pe tine, trebuie să-i ferești pe ceilalți. A fost, nu știu dacă ei sunt sau nu știu care, sau unde o fi incidentul, uite, cred că acolo este incidentul. Am deschis un pic stația, că am văzut coloană. Și uite o doamnă care transportă lemne sau ce transportă ea acolo. Super, îmi plac femeile astea care conduc mașinile mari, pentru că se simt cum ar veni pe fundulețul lor. Bun. Am văzut foarte, foarte multe femei și în afară care conduc camioane și în sfârșit. De ce zic că trebuie să fii foarte atent? Aici s-a întâmplat, cum vrei tu să-i spui, habar n-am cum vrei să-i spui. Ideea care este? O mașină a lovit un pieton. Un om, da? Deci nu are importanță dacă era petrecere, dacă nu era petrecere, dacă era beat, dacă era drogat, dacă era întins lat pe asfalt, nu are nici o importanță. Da, deci atâta timp cât mașina lovește omul, nu e bine. Uite, îi face din ăla serios, acum am văzut că e fabulos, Doamne ferește. Oh, nu cred. Stop. Nu se vede de aici, sunt acolo, îi făcea, zi bă, primul ajutor, din aia la inimă, nu știu cum se numește, ferească Dumnezeu, frate. Pot să mă duc atunci? Criminalistică toate cele. Asta e o mașină. Uite, e acolo, o, ferească Dumnezeu. Era trecere, după cum ai observat, probabil că o fi vrut să traverseze, nu s-a asigurat pietonul, nu știu ce să zic, ce a fost acolo, habar n-am. Dar de asta îți spun că tu trebuie să fii acolo, pe șosea, da? Trebuie să ai în vedere tot timpul, iese cineva după camionul ăla, nu iese. E vreunul pe aici la porumb, strigă la ăla și traversează că i-a fugit oaia, câinele sau pisica. De asta zic că tot timpul... Nu trebuie să stai în alarmă. Eu nu stau în alarmă. Dar creierul meu tot timpul ia factorii. Ai văzut la Tesla sau la mașinile astea cu senzor, cu îți arată pietonul și toate cele, știi? Ai văzut cum sunt mini radarele alea sau cum se numesc chestiile alea. Așa se joacă și creierul tău cu toate lucrurile astea. De ce? Pentru că este important. Este vit, bă, e un om. Încearcă să înțelegi că este un om. N-are importanță ce naționalitate, ce etnie, ce biserică lucru Dumnezeu are, habar n-am, nu știu. N-are importanță nimic, frate. E om și atât. Deci tu trebuie, gândește-te că tu poți să fii în locul lui acolo și să treacă peste tine. Nu e bine. Înțelegi că nu e bine. Poate că este cineva apropiat ție. Înțelegi ce-ți spun? De asta spun, mergi pe aici pe sat. Ai văzut în sat s-a întâmplat treaba. Mergi încet pe aici, mă. Mergi încet. De ce trebuie să mergi încet? Iese ăsta de la birt, de aici că-l strigă nevastă sau că l-a văzut și vrea să fugă, să se ascundă. Habar n-am o situație, înțelegi? Mergi încet. Trebuie să mergi încet, să mergi cu atenție. Da, deci nu trebuie să mergi nici cu 30 să pui nebunești pe aia din spate. Da, ești atent, judeci. Iese cineva, nu iese, cade unul, a căzut barza, dă-o dracu de barză, dar încearcă să nu dai nici peste aia. Înțelegi cum zic? De asta nu știu, poate că râzi uneori, e funny, uneori nu este funny. Aici vorbim despre viața oamenilor, aici nu mai este nimic funny. Da, deci este real. Odată se întâmplă și caput. Ai înțeles? Femeia aia îi făcea pe inimă acolo ce făcea, ăia alți doi erau, se strângeau în brațe și plângeau. Deci e tragic, nu? E rău de tot. Deci e rău.
de asta pe sate, mai ales noaptea. Noaptea trebuie să fii cu ochii numai pe șosea, nene. Deci cu ochii numai pe șosea. Da, deci nu te uita după unul, după altul, după capre, după... Lasă-le dracule. Da, că noaptea situațiile se întâmplă și de multe ori. Ai întâlnit și tu dacă ești șofer. L-ai văzut, mergea pe mijloc, pe mijloc, pe... Aici cu un metru aproape pe banda ta, merge cu bicicleta noaptea, fără stopuri, fără nimic. Tu îi dai, dai la 70, 80, 90 pe sate ca nebunul și l-ai văzut și nu-l mai eviți. L-ai luat și l-ai trimis în altă parte. De ce? Că te-ai plecat aici să iei nu știu ce. Aia a fost fracțiunea de secundă care a făcut click și s-a dus, s-a terminat. E om, trebuie să înțelegi asta, că e om. Băi, om. Una e când îl izbesc pe ăsta, de la recu de fiare, nu știu, mi-a permisul, habar n-am, plătesc amendă. Irelevant, a murit om, nu a murit. Am băgat om în spital, nu, n-am băgat, e perfect, e ok. Eu-s doar fiare, dă-le rec. Înțelegi ce zic? Cred că înțelegi ce zic. E important să înțelegi ce-ți spun. Da, deci poți să fii tu sau poți să fii altcineva la care la care nu vrei. De asta, pe sate, noaptea încet. Ziua pe sate, iar cu atenție. Da? Trebuie atenție, frate, n-ai ce face. Asta este, așa e la noi aici. Nici nu suntem destul de educați. Nici pietonii nu au pe unde să meargă. Nici bicicliștii nu au pe unde să meargă. Că tâmpiții ăștia care sapă și ce dracu să ia fac aici, nu sunt în stare să facă o bucată de, de trotuar, de... Cât sunteți, mă, frate? Uite, toți se uită la cupa, la ăla. Unul singur a luat cârligul ăla, e ca la pește. Hai că-ți dai eu niște vierte mătase să pescuiești cu ei. Bă, ideea care este? Că nu avem... ai văzut, mă, frate, bă, deci tot timpul și în Ungaria, bă, băiatule, mergi pe câmpurile alea pe acolo, aici este șoseaua, acolo au drum din ăla pietonal pentru bicicliști, pentru oameni care merg pe jos, au bănci, bă, pe câmp, peșle, eu când prea am văzut prima oară am rămas uimit, frate, zic, bă, nu-mi vine să cred cum e la ăștia, mă. Și ce tare că oamenii circulă pe acolo, s-au obișnuit să meargă pe acolo, eu merg pe aici, știu că nu am oameni aici, înțelegi ce zic? Cred că mă înțelegi. Știu, mă repet, este frustrant la un moment dat, dar trebuie să înțelegi că e om și trebuie să ai grijă cum conduci.